respectiv Direcția Județeană pentru, ajutați-mă dumneavoastră, cultură. E în cultură, vă rog să permiteți-mi să fiu și o dată supărat. Primim un răspuns că Direcția pentru Cultură Județeană nu își declină competența pe a ne da acest aviz. Ce vreau să facem cu acea piatră cubică? În proiectul inițial de la grădina Nicu Albu aveam pavaj modern. Și am zis, măi, aceasta este o grădină emblematică în care vrem să conservăm și să concentrăm toate elementele cu valoare simbolică și istorică care au legătură cu activitatea primarului Nicu Albu și cu amenajările pe care acesta le-a făcut atunci când a fost primar, acum un secol și ceva. Și fiind o grădină care îi poartă numele, am considerat că este mult mai eficient și de bun augur să aducem piatra cubică de pe drumul de pe Cozla, care, atenție, aveam expertiză tehnică, cu semnătură, cu ștampilă, cu parafă de verificator, că acea piatră cubică nu mai prezintă condiții de siguranță pentru trafic, nici măcar pentru trafic pietonal, pentru că este foarte lucioasă, foarte alunecoasă, la o simplă ploaie, dacă mergi cu bicicleta poți să derapezi. În aceste condiții ne-am spus că acea piatră cubică trebuie neapărat schimbată. Este adevărat, proiectul inițial era făcut cu asfalt, pentru că, care este logica? De la intersecția cu Ștefan cel Mare până la colibele Haiducilor este asfalt. De la Observator până la Târgul cu Flori este asfalt. Care este sensul, care este logica să ai o porțiune de piatră cubică încadrată de două porțiuni de asfalt? Am susținut cu toată convingerea că este foarte în regulă să avem o distanță de 1,3 km de la barieră, care este un drum exclusiv pietonal, pentru că tocmai sunt primarul care am închis circulația rutieră în prima săptămână de mandat pe Cozla. Pentru că acolo trebuie să fie o zonă de loazir, de divertisment, de stimulare a plimbării în aer liber. Am intrat personal în Comisia Regională de Cultură și mi-am exprimat următorul punct de vedere. Oameni buni, înțeleg că vreți să fim foarte exigenți cu protejarea patrimoniului cultural la Piatra Neamț și eu. Tocmai de aceea vreau să dăm și mai multă valoare pietrei cubice. Nu o ducem nici în curțile vreunui mare baron, nu o vindem nici la Viena, nici la Frankfurt, nici la München, nici nicăieri în lume. O aducem tot în Piatra Neamț și nu o ducem la 10 km distanță ca să facem nu știu ce alt obiectiv, ci pur și simplu potențăm și mai mult activitatea primarului Nicu Albu, care a creat acest drum de piatră cubică acum 100 și ceva de ani.